Pronumele și adjectivul pronominal relativ. Forme corecte. Pentru început să aflăm ce este pronumele relativ. Și vom porni de la două exemple. Nu-l cunoșteam pe băiatul care a venit mai devreme. Toți colegii au aflat ce s-a întâmplat ora trecută. Observăm pronumele relative care și ce. Pronumele relativ înlocuiește substantivul, legând propozițiile la nivelul frazei. Pronumele relativ care înlocuiește substantivul băiatul și leagă cele două propoziții în frază. Nu-l cunoșteam pe băiatul, prima propoziție, care a venit mai devreme, a doua propoziție. Pronumele relativ ce înlocuiește un substantiv cum ar fi evenimentul, întâmplarea. Și în această situație, pronumele relativ leagă cele două propoziții. Prima propoziție, toți colegii au aflat, și a doua propoziție, ce s-a întâmplat ora trecută. Să aflăm acum care sunt formele pronumelui relativ. Pronume relative simple. Care, cărui, cărei, căror, cine, al, a, ai, ale, cui, cui, ce, a, ce, cât, câtă, câți, câte, câtor, și pronumele relativ compus, ceea, ce. Este timpul să aflăm ce este adjectivul pronominal relativ. Atunci când sunt urmate de un substantiv pe care îl determină și cu care se acordă în gen, număr și caz, pronumele relative, mai puțin cine și ceea ce, devin adjective pronominale relative. De exemplu, nu știm care coleg a venit mai devreme, adjectivul pronominal relativ care determină substantivul coleg și se acordă cu acesta. Au aflat câte surori are Sergiu, pronumele relativ aici devine adjectiv pronominal relativ câte, adjectiv pronominal relativ care se acordă cu substantivul surori. Să citim următoarele enunțuri și să identificăm formele greșite ale pronumelui relativ. I-a plăcut filmul care l-a văzut. Nu știu a cui pisoi este acesta, fata a cărui tată a venit e Ioana. Vom observa că aici pronumele relative sunt folosite greșit. Corect este, să spunem în felul următor, i-a plăcut filmul pe care l-a văzut, nu știu al cui pisoi este acesta, fata al cărei tată a venit e Ioana. Mai departe, să reținem câteva reguli referitoare la formele corecte ale pronumelor și adjectivelor pronominale relative. Prima regulă, prepoziția pe este obligatorie atunci când pronumele relativ care este în cazul acuzativ și are funcția sintactică de complement direct. El este omul pe care l-am ajutat data trecută, nu omul care l-am ajutat data trecută. Atunci când substantivul determinat este în cazul dativ, adjectivul pronominal relativ se folosește la forma de dativ, întrucât se acordă cu acesta. De exemplu, mi-a spus cărei persoane i-a oferit harta și nu mi-a spus la care persoană i-a oferit harta. O altă regulă, formele de genitiv ale pronumelui relativ cine sunt al cui, a cui, ai cui, ale cui, articolul genitival acordându-se cu substantivul determinat. De exemplu, m-a întrebat a cui cordeluță este aceea. A se acordă cu substantivul cordeluță, deci feminin singular. Vom afla ai cui pantofi s-au rupt. Ai se acordă cu pantofi, deci masculin plural.
Un acord mai dificil este cel în care articolul genitival al, a, ai, ale însoțește formele de genitiv ale pronumelui relativ care, și anume cărui, cărei, căror. În această situație, dublul acord se realizează astfel. Am văzut cartea al cărei autor este Marin Preda. Al se acordă cu substantivul autor, deci masculin singular, iar forma de genitiv cărei se acordă cu substantivul cartea, deci feminin singular. În final, îți propun două exerciții care te vor ajuta să reții mai ușor ceea ce ai învățat.